Salut și bine v-am găsit, fraților, aici la un nou episod din Minecraft Survival. Seria asta care, bă, chiar v-a plăcut, bă, frate. Adică primul episod chiar a fost de succes, adică chiar v-a plăcut foarte mult. Și am zis că dacă tot v-a plăcut foarte mult, am zis să dăm bătaie și cu al doilea episod. Pentru că da, dacă v-a plăcut și mie mi-a plăcut, îi dăm bătaie în continuare. Dar da, bă, dacă vă place această serie, nu uitați acolo de un mare, mare like și de acest buton de subscribe cu clopoțel ca să fiți la curent cu noi videoclipuri. Și hai să dăm bătaie, ceac, pe urmă. Bun. Astăzi avem mai multe planuri, desigur, pentru că, na, să fim pe planuri aici, nu-i așa? Avem aceste stecuri frumoase de pământ și o să mai facem următoarea insulă. Următoarea insulă vreau să fie... chiar greu de zis, bă. Cred că o să facem insula la grădină, pentru că avem nevoie de o grădină ca lumea, până la urmă, chiar. Până la urmă, chiar avem nevoie. Și da, bă, pune și energia cum trebuie. Acum să fac mărime la blocuri, știi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6... A, sunt și-o prost, mă, și-o prost. Nu trebuie să mai ziceți voi că sunt prost, ok? Că știu și-o că sunt prost, ok? Așa, pur și simplu, trebuie să trag așa ca să fie mai la drept. E la drept sau nu? Cred că era... Da. Cred că era ceva gen așa, vedeți? Ea e mai drept acum? Da, acum e drept. Wow. Hai că-i dăm bătaia acum, fraților. Nu stăm nicio secundă pentru că... Oh, deja vine noapte, fraților. Ce-am făcut, de ce-am făcut? Deja vine noaptea, băi, ești nebun. Nu contează, îi dăm bătaie pentru că știți și voi că noi n-avem pot... What? Mi s-a blocat Minecraft, puțin. Bă, ce tare, au crescut primul copac, ești nebun. Dar deja vine noaptea, avem aceea luna noastră frumoasă, care să ne facă de cap și în această seară, pentru că noi n-avem pătuțul, desigur. Dacă aveam un pătuț sau ceva, ne culcam direct, bă, și voi seama, dar asta este. Mai pe loc budgetul de început, așa, dar o să încercăm să evoluăm cât de tare se poate. Bun, acum îi dăm bătaie și noi acum. Să facem mare extindere aici. Deci nu uitați, insula grădinii o să fie asta. Adică o să avem foarte multe plantații să putem să supraviețuim și de-astea. Cred că e deja destul. Mai ne ducem, mă? Nu cred că ar mai trebui, sincer. Da, cred că e de ajuns, Și de aici începem să facem aici construcție. Dar trebuie să facem 15 pe 15 blocuri. Adică 15 blocuri încolo, 15 blocuri încolo. Așa că îi dăm bătaie să facem prima oară conturul. Și voi vedeți, vedea un fel de speed time ăsta în care facem conturul. Deci îi dăm bătaie la contur. Oficial avem conturul gata, fraților, asta este conturul. Insula este, bă, e destul de măricică pentru că dacă nu avem nevoie, cum zic eu, vă spun și cine, sici. Nu mai ce să vorbesc, gata, mi s-a rupt filmul, gata, bun. Această insulă facem destul de mare pentru că noi avem nevoie de o grădină foarte mare, pentru că noi o să avem și foarte multe animale, pentru că o să le mulțim, dar și voi seama cu asta, cu mâncarea asta o mulțim și da. Avem nevoie de resurse, de astea și da, bă, fraților, acum urmează al greul. Da, hai să mă luăm și eu niște stack-uri astea, pentru că, na, e nevoie de stack-uri, că dacă n-ai... Eu te-am crescut încă doi copaci, bă, ești nebun. Vezi că insula copacilor chiar prinde ca lumea, ești nebun, că dacă, bă, dacă face tot lemnul acela acolo, este chiar bine, să știi. Bun, auto acestul acesta, fraților, bă, plin de pământ, bă. Bă, ăsta e tot pământul care putem folosi noi ca să ne extindem, știi? Dar când mai să mai fie înciupit de pământ, asta este înseamnă că s-a terminat cu extinderea, deci da, asta ar fi toată faza. Dar îi dăm aici bătaie și da, bă, o să vedeți aceea un fel de speed time în care facem cam toată partea aceasta, dar nu știu dacă o să revin cândva să fac jumătate sau ceva gen, dar vedem cum hai să revenim, ok? Deci îi dăm bătaie, nu mai stăm pe vorbă. We'll be right back.
Bun, fraților, între timp vine ziua frumos. E gata aproape insula, mai facem acest petic și deja suntem gata. Bun, fraților, mai avem acest petic, am făcut o grămadă, nu mai pot, vă zic sincer, am făcut o grămadă, am făcut. Bă, m-a rupt în două insula asta, cât a durat să o fac, în ultimul hal a durat de mult. Cred că deja am vreo 10 minute de cât să fac această insulă, pentru că, bă, pe urmă v-ați văzut un fel de timer, adică ați văzut picioare, că se ieșcă mai repede și astea, știi? Dar, în timp real, cred că ar dura vreo 10 minute să fac această insulă, dar, da, vreo 10 minute făcute, dar eu zic că a meritat. Uite câta mai insula avem, insula perfectă pentru a face lipta în grădina, fraților, dar problema e că noi acum avem nevoie să ne facem un fel de gard la, într-o parte așa, pentru că gardul ține foarte bine astea. Adică tu când spargi ceva gen, hai să zic o chestie, când tu spargi, nu știu, zic așa, niște plante de-astea din grădină, tu când ai acolo un gard, nu mai trece în apă și dacă cade acolo în apă, te chinui să le iei, știi? Deci de-aia avem mare nevoie de un gard. Ok, dar... nu mai am torțe să repar aici, frate. Uite, ăsta e un fel de design ăsta care îl fac și pe toate insulele. Cred că mi-a luat țeapă. Nu trebuie să fie lipit una de alta. Am uitat și un design, trebuie să recunosc și-o puțin. Pentru că, da, n-am așcat o zi întreagă Minecraft-ul pe seria aceasta. Bank, hai. Gata. Acum este perfectă această chestie. O linie perfectă, fraților, linie perfectă, desigur. Bun. Mai dăm eu lasă de torțe să fie acolo pregătită. Pământul. Păstrăm și noi aceea un stick să fie de folos. Bun, acum dăm și mie o sapă de asta bună. O sapă de sigur, de diamond, pentru că ne permitem. Bun, acum trebuie și o gălețuie. Fier. Arată că am niște fier în inventar. Bun, am nevoie de o gălețuie, bă, frate. Gălețuie. Ai o gata că nu e o singură gata și gata, de la suntem foarte bine momentan. Bun, acum am toate semințele, adică avem prima două semințe de astea, 2 morcov, 2 cartofi și mai e ceva, nu mai este nou. Ideea că am dat câte două bucăți ca să fie mai greu, știi, să nu fie așa ușor, să cioane încep din prima oară și să faci așa foarte ușor, să fie mai greu, frate, nu-i așa? Gata, noi acum tăiem astea pentru că avem nevoie de foarte mult gard, adică un stradă de gard ca să fie de ajuns, știi? Aute, frumos, aute. Bă, mie chiar îmi place acest topor de diamant, că tai foarte ușor cu el. Asta mi se pare cea mai ok chestie la el. Așa, frate, doar perfect, nicio problemă, ești nebun. Dă-l și pe ăsta albu. Perfect, și mai avem ăștia doi și terminăm cu teatul copacilor. Bă, dar chiar arată foarte bine acest Minecraft Optifine, cum i-ați spus voi. Că e dacă acest Optifine l-am pus cu ajutorul vostru, pentru că eu nici nu vreau să-l cer, pentru că mi-era lene, dar voi de acolo că, bă, bagă-l mă, că e șmecher, vede foarte șmecher jocul și așa mai vedem și un joc mai bine. Și am văzut aceste comentarii și am cercat și apart chiar a fost o idee foarte bună. Mamă, câte de astea avem de lemne? Bank, crafting, calma, crafting direct. Bun. Deci avem acum foarte mult lemn de ăsta prelucrat, nicio problemă. Dă-mi și mie... avem deja dar nevoie de stick-uri, frate. Cine face stick-urile? Bă, cred că un stick și un pic, cred. Hai, un stick să fie acolo, că nu cred că facem atât de multe bucăți astea. Doar un stick. Pe bune! Gata. Mi-a luat puțin să procesez, știi? Bă, porține. Hai, două porți astea așa să fie de ajuns, gata. Păi, cred că ne-ar ajunge, dar acum nu știu dacă chiar ne ajunge. Avem două stack-uri, bine, aproape două stack-uri, dar e acolo, aproape de două stack-uri. După calculele mele matematice ar fi câte 15 blocuri pe porțile astea așa și pe acolo, nu știu. Bun, ca să fie mai interesant, nu știu cum trebuie să fac, pentru că vreau să fac pe aici. Ia că facem noi pe aici o intrare, mă, băga mea și piciul.
Acea ce să intrăm pe aici, dar nu facem nicio intrare, mă. Lăsăm așa să facem aceste portițe și să dăm bătaie. Bun. Vedem aici bătaie frumos. Eu acum sper să ne ajungă, pentru că lemnul se face un pic cam greu. Asta e faza, că eu am zis că dacă tot încep o serie de asta blană, să fac și niște chestii greu, pentru că da, dacă faci toate alea ușor, e ca un fel de serie de creativ, știi? Dar asta este un fel de creativ spre survival, cam așa este la mine, dar acum asta este. Cum e seria pe la urmă? Mie pe la urmă, sincer să fiu, mie chiar îmi place seria, adică fără vrăjeală, fără nimic, chiar îmi place foarte mult. Bun. Vedem acea bătaie. Au, tu deja a rămas fără un stick. Cred că ne ajunge, pentru că am făcut doar jumătate am făcut și cred că mai mergem cu o jumătate. Acum Doamne ajută, nimeni nu zice că ajunge sau nu, nu e așa? Ok, da, cred că ajunge, frate. Dacă mai rămâne 15 până în colț, că ne va ajunge perfect. Oh, 17, bine! Aute, mă, frate, uite cât de bine să faci aici. Aute, ne-a mai rămas și 5 bucățele și vă zic ce facem cu astea. Facem puțin design și noi, pentru că, na, ne permitem și noi. Încă mai zic că cum, vreau să fac un design ăsta mai special, o. Să fie ceva din de-astea albe pe aici și să mai fie două de-astea așa, adică din sus, asemenea ceva, știi? Hai mă! Hai mă! Sus! O dată, perfect. Și acum dă-i și pune torțe pe gar ca să avem lumină pe aici. Gata, frate, deja suntem. Bă, nu înțeleg o chestie, mai am continuu lăgăitul, nu înțeleg de ce, dar acum îmi pare rău că, dar nu cred că se aude, dar încerc să mă abțin cât de tare se poate, vă zic sincer. Bam, 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 bam. Perfect. What? Bă, torța invizibilă, ești nebun? E invizibilă torța, dă-te! Top, 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 top. Îmi place la nebunia aceasta. Bă, dar ce bug. Bă, nu... Ok, acum s-a încărcat. Nu, bă, nu mai găsesc bug-uri de genul, mă, să-mi bat piciorul. Bă, vă zic eu, am văzut foarte mult YouTube... Uite, mă, iarăși. Am văzut foarte mult YouTuber care joacă Minecraft și niciunul n-a pățit în halul ăsta, mă. Hai, că deja ai... A, nu cred că se încarcă textura, cred că trebuie să se încarce textura, cel mai probabil. Acum sper că asta va fi problema, că dacă nu e asta, e clară treaba, chiar dacă e de la acest Optifine, dar... Asta este, se încarcă el oricum ar fi, uite, deja se încarcă. Așa pe cost, ca să fie cum trebuie designul, știi? Bang. Aici ce mai pun? Hai, mai ce-ți fi designul mai complet, na, să nu fie vreo, să nu voi ceva. Tăi și pe ăsta că e în plus. Și acum gata, ăsta trebuie să fie tot designul la grădină. Aolea, ce prost le-am pus, am bat piciorul, bă, frate. Mai corectez și-o puțin design, vă dați seama, pentru că nu-mi place să vadă așa urât, știi? Aia, gata, lăsăm așa, nu mai stau să corectez nimic, că nu mai suport. Uite aici, uite, cum am pus eu una lângă alta, ca handicapatul, cât de prost sunt, doamne. Gata, mai ne ajunge, mai sunt să colectăm, pentru că pierdem vremea degeaba, vă zic sincer. Bun, bun, bun. Hai noi să începem aceea frumos. Două porți, deschizi poarta frumos, intri, nu așa ca țăranul. Bun, acum dăm galea ta și acum trebuie să ne apucăm să facem brazdele. Dar chiar, bă, trebuie să facem pe desubt. Stai de cap, mi-am adus aminte, frate. Bun, hai începem cu începutul acum. Deci cum să facem brazele, poate vă întrebați. Bun, hai să zic așa, cum să găsim un design mai bun. Un design bun și să fie și foarte ok, știi? Dă-le pe astea încoace, bun. Păi un design ar fi să fac așa, din ce linii de-astea pentru apă și asta e toată fața. Ceva gen, vedeți? Niște linii de-astea ca să avem apă. Să, na, oricum o să punem apă, o să punem mai ridicat în sus așa ca să prindă, știi? Chiar dacă o fie apă de desubt, dar ideea că el nu merge, pentru că așa este Minecraft-ul făcut, să nu meargă să meargă așa direct. A doua, hai că pun aceea, să nu fie așa prea aproape una de alta, pentru că după aceea se vede urâvă, dar și vei seama. Încă așa, frumos. Ideea că trebuie să acoperim fundul, pentru că dacă nu acoperi, cade pe acolo, astea, cade plantația pe acolo și nu e bine. Uite, următoarea facem aceea. Mamă, ce mi-a luat-o, fratele meu. Ia. Uite așa o să fie, vedeți cum o să fie, cam ceva gen așa o să fie. Nu, că cred că facem acum, oricum facem acum, că acest o să facem toată grădina să fie completă, nu-i așa? Am mai crescut vreo 2-3 copaci, văd, a, bă, trebuie să mergem să luăm roadele la copaci, pentru că avem nevoie de puieți. Chiar că, bă, să-mi bat piciorul, hai să mergem acum pe de la copaci, că este jale.
Mi-a să-mi place această serie, mă, că ai multe chestii de făcut și poți să evoluezi. Această primă insulă o să mai mișcăm și noi o facem pe mai măricică, pentru că vreau și o pe mai mare insulă, că am nevoie de spațiu mai mult. Pentru că vreau să fac și o casă pe viitor, vă dați seama. Ok, mi-a place încă doi puieți de ștea care avem mare nevoie de ei. Mai avem așa niște ștea care trebuie să crească, deja nu mai plantă momentan. Momentan, bă, puieții care avem momentan îi ținem aici deoparte, pentru că de ce nu, pe urmă, nu? Câți avem? Avem 2 cu 6, bine-s! Deja ne ia și iarăși foamea, bă, este foarte ok de la început. Acum vreau să fac această grădină, să terminăm până în capăt, pentru că, pe urmă, despre această chestie este vorba pe acest episod. Să terminăm această grădină frumoasă. Noi mai facem această bucată pe aici și mai facem, cred că, vreo 2 și cred că este gata, dar este mult de acoperit pe de sub și o să fie destul de greu și facem un fel de thumbnail de la special, știi? Mai eu de obicei la chestiile astea foarte flexitoare nu vă țin, pentru că și eu la rândul meu aș plictisi foarte tare și de aia. Bă, cred că asta ar fi ultima linie, pentru că vreau să lași un spațiu așa între poarte și astea, adică să nu intri direct așa, știi? Haide, dai. Și încă una. 1, 2, 3 și mai este și cu cea acolo, da, lăsăm așa. Bun, fraților, începe momentul adevărului. Odată și acum dai și fă extinderea până la capăt, ia uite. Asta e treaba mea, până te fac până acum, deci o să dăm skill această parte. Bine, o să vedeți așa fel de timelapse, așa că îi dăm bătaie la acest timelapse frumos. Bun, fraților, suntem oficial acum la ultima bucățică, nu mai pot, vă zic sincer, am stat o grămadă să le fac, aici mi s-a făcut și foame, a venit și noaptea ca lumea, adică toate nebunele le-a venit până acum, deci da, acum urmează partea mea preferată, adică să acoperim pe aici, da. Înainte de tot și de toate, hai să mâncăm și noi ceva, pentru că nu pot să fug. Mamă, că scopaci au crescut, bine-s, hai mă că au crescut, avem și niște teren pe aici, vezi că e chiar bine momentan, bun. Stau la pește acum, gata. Nu mai sunt pe niște peștișori, pe ceva? Nu mai văd. Aici nu prea aveți foarte mulți pești ăștia care se plimbă pe aici, știi, și asta e foarte nasol. Acum sper la un pește ăsta foarte bun de mâncat, adică nu știu, un cod sau un somon de ăsta, pentru că ăștia sunt foarte bun de mâncat. Hai, boss! Trage, băi! Bine, să avem primar un somon. Mă mai după un ăsta de pești pe aici, dar nu văd niciun ăsta de pești pe aici care se mai plimbă, mă. Țane, ce urât, frate, ce urât, doamne. Foarte urât, foarte urât. Oh, și un cod am prins. Cred că cod se numea, nu mai știu exact cum se numea, dar cum să nu mi-i plan, mă. Ceva pește, nu mai văd niciun pește care trece pe aici, frate, chiar mă enervează această chestie. Înainte mai vedeam și tu că trece, dar acum chiar deloc, mă, frate. Hai, mă. Vine. Sticluță cu apă. Pe bune. Să căutăm noi pe aceea niște peștișori, peștișori, veniți voi încoace. Perfect, hai că deja ajunge că... Ajunge că după aceea trag pe trag să mor după aceea, ești nebun? Wow! Ce faci, bossule? Al naiba, vrea să mă omoară. Să mă omoare, de fapt, scuzați-l pe mine. Hai să plecăm aici din apă, pentru că băieții ăștia nu prea mă urpa aici. Am așa un delfin frumos. Bun, acum dăm să plante și eu aceste bucăți pe acest foc frumușel. Avem și 2 de astea. Perfect, dar păcat că nu le pot spune, trebuie să le mănânci orice ai fi pe asta. Gata. Ce faci, bă? Bossule. Mor, mă, urăture.
Al naiba cât o peau are în el, vine să mă omoară pe mine. Îmi dă mie cu ceva mână în cap. Nu nimic, avem aceea... What, cum am sărit delfinul ăla, ești nebun? Hai bă, ne dai mai dat și nouă pește ăștia o dată sau mai durează mult? Hai, poate că mi-e foame, mai pot... I-am luat, gata, i-am luat pe amândoi, hai! Buuu! Bine-s pe mâncare, fraților, bine-s rău! Deja suntem full cu mâncare. Da și mie cu scoate gălețuia și ce să mai ne apucăm să umplem aceea tot bazinul acesta, pentru că... Uitați cum ce dă pus pe aici. Ce să mai noi punem așa câte puțin. Dar nu merge să facem de asta infinit pe aici, să-ți încerc acum o șmecherie la mea. Gata, mă, asta a fost tot. Bam, 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 facem aici de asta infinite și luăm pe aici, frumos. Bă! Fraților! Uuuu! Mamă, ce-s... Ce-s utorății ăștia? Bă! Bă! Aaa! Mă mușcă! Bă! Ce-s utorătanile astea, mă? Ia vină, mă, păi. Mamă, că vă iau la bătaie pe amândoi, băga mea și piciorul. Mă omorâți voi pe mine. Mă, ce urât sunt să-mi... Nu, că le dau cu topor, le dau cu topor. Bă, ce urât sunt! Ce mi-a dat? Membrană de fantasmă. Mor, mă, și tu, urâtule. Ai, naiba. Și ce fac cu această membrană? Colorant alb. A, da, nu știu ce. Cred că mi-a dat degeaba acest. Ce-o fi asta, membrană de fantasmă? Adică o bucată din ea, poate. Nu, nici eu nu înțeleg foarte bine despre ce e vorba, dar... Oricum, dacă tot v-am adus în această zonă înapoi, deja suntem aproape gata cu acest... D-asta, cu acest pârâu micuț. Un fel de mini pârâu, ca să avem niște d-astea să nu ne moară plantele. Mai avem fix această linie și termină, fraților, pentru că am făcut deja primele linii, dacă se pot observa, dar vi le arăt acum, facem prezentare imediat. Da, bă, dar m-am și speriat, bă, mă zic, zic, eu chiar... Bă! Aaaa! Bă, ce urât! Ce... Bă, urâților, da ce tu s-a rupt ceva pe aia? Și, bă, dar de ce a venit fix pe mine, mă, frate? Nu înțeleg, ce-a avut cu viața mea? Își ia damage, ce ia damage, că moare de la soare. Bă, băieți. Vezi că nu rezistați. Uite, a luat foc. Pare rău de voi, dar cine v-a pus să vă puneți cu Andrei Biș? V-am bătut. Bine, mai mult te-a bătut soare decât eu, dar eu am omorât și eu, măcar doi atât am făcut. Am putut să fac shot-a. Gata, ți-l încă două găleți și suntem gata. Bine, mai poate patru găleți, da, poate. Gata. Am terminat oficial aceste... D-astea, un fel de mini pârâuri d-astea, ca să avem niște d-astea, niște... Să nu se facă secetă de-asta, știi? Acum, hai să facem pământul agricol. Au, ce mai aici? Cu această sapă, facem tot pământul acesta agricol. Gata! Am terminat oficial această grădină imensă. Este foarte mare și îmi place enorm, enorm de mult. Bun, acum... Două d-astea, păi nici noi nu avem foarte multe de plantat, dar ideea că le punem... O să se mulțească cu timp, oricum. Vreau să vedem dacă avem oase, mă, avem două de-astea, două făini de-astea de oase. Doar le încoace, dar ce ar putea să fac eu cu ele? Ok, măcar am făcut mai mulți cartofi, dar ne dă 4 bucăți de cartofi dacă am mulțit aici. Păi este cam gata, acum mergem să facem câteva chesturi, pentru că ai nevoie de niște chesturi pentru, na, să le ai acolo personalizate. Dar o să punem și aici niște chesturi pentru insula copacilor, pentru că pune tot lemnul care mai este și toate, toți puieții aia care, na, trebuie să-i replantăm oricum.
Dar da, acum farmă repede și eu niște copăcei de ăștia. Eu acum sper să-i fac un pic mai repede cartofi, pentru că mi s-a lăsat să stau să vânesc peștii, pentru că peștii aceștia, cum zic eu, vă zic sincer, mă, acești pești îmi cam face, mă cam constipă la stomac și nu e bine, că după aceea am fund WC-ul, știi? Asta e singura problemă, bine, acum zic pe Minecraft, nu zic în viața reală, nu mă luați cu asta, știi? Dar pe Minecraft aici, de atâta pește, simt că nu mai pot la stomac, știu că simt că mă doare stomacul, toate astea și nu este bine. Dacă trebuie să ne rezolvăm și trebuie să mâncăm și ne mai sănătos, adică legume de-astea. Deci de-aia zic aici. Dacă deja suntem aproape gata, văd. Mai avem aceea copacul ăsta și cu încă doi. Dacă stau să nu mă înșel acum, da. Ăsta și cu ăsta, da. Bă, dar vezi că au crescut destul de bine. Ce pești sunt ăia? Dați seama, fraților! Bine-s! Pește și celălalt, uite-l acolo pe ăsta celălalt. A prins o doi pești. Atâta s-a putut, frate, atâta s-a putut, pentru că da. Eu de față aici am fost prea inapt să prins mai mulți pești, pentru că n-am mai pe lângă, știi? Dar măcar avem, e bine și aia să fie primiți. A dat ți-l, primii doi pești prinși așa frumos. Bine, nu chiar primii, dar sunt acolo niște pești. Uite, m-a crescut acolo, încă doi copaci au mai crescut. Ești nebun, vede că deja cresc toți copacii pe aici. Asta chiar bine că oricum avem nevoie de foarte mult și vreau să fac aici din nou replantație, știi? Mai este un puiet? Nu, aici un puiet. Ăștia au fost ultimii copaci ăștia. Hai că este bine, mă, fraților. E bine că recoltăm tot, știi? Hai, dă-i toate bucățile, că e mare nevoie de aceste bucăți. Perfect, încă un copac făcut. Țândări. Sau de delfinii cum fac și ei pe fundal, pentru că, da, sunt și ei jucău, știi? Avem și pe ăsta și gata, oficial am terminat cu insula copacilor. Deja este goală. O să facem aici o plantație foarte mare de copaci, pentru că, na, trebuie să avem o pădure aici. Ok, dă-le și pe astea și bun, avem aceea 26 cu 35 și mai avem aici câțiva puieți. Bun, acum că tot suntem aceea, până se descompun copaci, facem niște chesturi pentru insula legumelor. Sau insula grădinii, nu știu ce zic, eu nu știu cum să o denumesc, dar cine are idee cum să o denumim, să scrie, vă rog eu frumos în comentarii, pentru că am nevoie de niște sugestii bune la denumirea aceasta la insulă. Mama. Cred că e de ajuns. A, deja mai aveam. Ce prost sunt, doamne. 14 chesturi. Hai că ai mai multe, 10 chesturi să fie de acolo de ajuns, păi nu ne permite și noi chesturile. Bun, așa, pentru insula asta. 4 săpălici de-astea să avem acolo să fie. Hai că așa suntem bine, acum hai să punem pentru insula copacilor aici. O să mai fac și niște topoare ca să punem aici chesturi. Bă, astea punem aici. Și, bă, încă una aceea. Gata, și încă 4... O să mai face... Mama, câți puieți! Mamă, bă, asta da, mă, asta da. Îmi place foarte mult această insulă, pentru că uite câte resurse ne dă. Ne dă și dacă nu facem nimic, știi? Oricum, la insula copacilor nu-ți mai să punem aici topoare, o să băgăm doar resurse acolo. Hai că până mai fac așa niște de-astea pe aici. Noi mergem să punem aceste chesturi pe insula grădinii. Eu o să zic insula grădinii, pentru că sună mai ok. Bun, mai dă și mie două chesturi. Bam, 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 bam. Crafting table, dăm și două de-astea, perfect. Nu mai am spațiu în inventar deja, este foarte bine. Aruncă bucata asta cu este inutilă. Bun, avem aceea vreo 6 chesturi din care o să le punem pe toate pe insula aceasta, pentru că aici chiar mai multă nevoie de chesturi. Stai de că în episodul viitor o să facem insula animalilor, deci fiți pe fază pe acest canal, pentru că o să vezi chestii foarte, foarte tari. Bun, acum, bam, 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 și gata, am scăpat de aia. Încă niște resurse. Mai aici pentru grădină ceva? Nu mai am, gata. Hai și pune și gălețuia și costa și gata. Deja plantele noastre cresc aici foarte frumos și nu e gata, deja atâna cu insula grădinii. Arată foarte bine insula grădinii după părerea mea. Bine, acum după părerea mea, dar voi dacă ziceva aveți altă părere, o să ziceți altceva față de mine, știi? Bun. Acum o să ne apucăm să replantăm, pentru că știți și că dacă replantați, crește copacii înapoi. Bă, ce prost, am putea să pun această chestie acolo, mă. Nu-i nimic, avem niște mere să ne facem un pic de energie. Bă, vezi că sunt chiar bune aceste mere, adică măcar mai mă constip la stomac, știi? Bine, acum în loc să mă constip, mai mult am diaree acum, direct. Știu că, bă, acum sper să nu mâncați acum în timp ce uitați la mine, dar mai zic și eu așa, știi, dar... Acum scuzele mele pentru cei care mănâncă acum, vă dați seama, dar o să încerc să mai zic de astea, pentru că, na, dacă mâncați, e urmă, frate, să auzi așa ceva, știi? Așa se întâmplă și mie de un, că tot am auzit la alți YouTube și astea, știi? Bun, acum a doua trebuie să tăiem aceste bucăți.
Mă, dar vezi că... Mă, cu puieți. Bine-s, fate, bine-s pe puieți. Mai avem acești doi puieți. Încă unul ăsta pe aici. Păi cred că e timpul deja să ne apucăm să plantăm, pentru că vedeți și voi că deja suntem. Ia că fac eu un nou design, fac un design nou aici pe insulă, pentru că torțile sunt foarte aiurea puse, vă zic sincer și eu. Bun. O să le pun doar pe margine, pentru că la cealaltă insula aia, insula grădinii, am pus așa, adică am făcut același design și chiar a mers foarte bine. Adică chiar luminează, nu se spanează zombalei, pe urmă asta e și ideea. În colț ca să vadă frumos. Uite, perfectos. Asta e și ideea, pe colțuri, așa. Cât mai multe torțe, ca să avem mai multă lumină și deja suntem gata cu aceste torțe și acum să vedem puieția. 25 cu 12, este foarte bine. Iată toate astea pe aici, că deja nu se mai poate. Bam, 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 bam. Vă vezi că arată destul de bine pentru moment aceste insule, dar o să le mai modernizăm noi cu tipul. Adică, de exemplu, la grădină aș vrea să fac chestii mai moderne, adică să se colecteze singure, știi? Dar este foarte greu, foarte greu, dar cu timp o să reușim să facem această chestie. Păi, pasnic, punem paste acum. Ia. Mai dăm pe multă distanță, că după aceea nu crește. Azi, le pui de așa ceva, să fie câteva blocuri distanță. Bang, bang, bang. Punem pe ăsta aici. Noi acum încercăm să le plantăm pe toate, pentru că ideea că oricum avem nevoie de foarte mult lemn pentru această insulă, desigur. Ok, mai punem astea pe aici. Apoi aici să fie cât mai deportați unul de altul, că după aceea mai cresc, fac după aceea figuri între ei. Ok. Mai punem și aici câțiva și pe aici. Ok. Mai am încă 6 puiuți de ăștia mai am. Hai că pun aceea mai lângă. Încerc să-i indez pe toți pe aici, pentru că plăm toți foarte buni. Gata, ăștia sunt toți puieții. În chestul ăsta pune și noi niște lemne pe aici ca să fie pentru ceva cazuri utile. Nu are mai fi nici adăpuz, nu. Avem doar ceva mâncare, dar nu ne trebuie. Gata, bate. Bă, du-te, deja a crescut primul copac, ești nebun? Bă, eu înțeleg că o crește mai repede copacii aici pe insulă, dar un pic mai greu un pic cu copacii, pentru că, na, parcă prea crește și ei repede. Aolo, trebuie să stau să colectez aceste semințe. Trebuie să le colectez manual. A, deja avem poate să punem la loc. Da, asta să se descompună, chiar dacă oricum nu mai ai nevoie de niciun puiet. Acum doar trebuie să acceptăm să crească pe aici toți acești copaci mirobolanți. Iar gata, deci cu insula copacilor am terminat și cu insula grădinii la fel. Stai, mă, facem așa un grătar de seară, pentru că deja ne apropiem de finalul episodului, pentru că, da, am făcut scopul nostru. Oh! Wow! Opa! Nu vă place apa! Wow! Nu, 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 că ăștia o să mă omoare într-o zi. Woo! Fugiți, bă! Fugiți, fugiți, că ăștia... Aaa! M-am mușcat de momițe! Momițele mele! Mai lăsați-mă, bă, în pace! Nu, că pe ăștia ți-o omor. Ți-o omor pe ăștia, să-mi ceru, dă-mi. Ha, mă, muriți, băga mea și piciorul. Sunteți mai șmecheri, mă? Sunt prea miți! Sunt prea mici și nu-i nimerești, frate. E foarte greu să-i nimerești, că sunt prea micuți. Hai, mă. Mortul, nu? Hai, mă. Hai, mă, mai sunteți șmecheri, mai sunteți, mă, șmecheri, veniți, băi, încoace. Hai, mă. Vă ține. Mor, mă, și tu. Ai naiba, mă omorai pe mine. Păi bă, fraților, eu sunt Andrei Bija aici, am făcut insule ca lumea aici. Ai naiba, stricați mie seria mea frumoasă cu urletele voastre. A, pe asta deja pot să le bag acea bucățele acestea. Aceste diamante le mai păstăm la într-un singur stack. Pământul, hai să-l ținem acea pentru că poate ne mai ajută și pune cu ceva. Undița, o ținem și pe asta pentru că nu se știe niciodată. Lemnul ăsta îl ține și pe ăsta și pe astea. Tridentul acesta nu știu ce facă cu el, dar... Hai să-l ținem inventar, poate mai e util cu ceva, dar da, bă. Cam acesta a fost acest episod, fraților. Nu uitați că episodul viitor o să facem insula animalelor, desigur, pentru că ne-ar trebui și nouă un pat în care să ne culcăm, să scăpăm și de aceste nopți urâte, dar bă, o să mai punem și nopțile, pentru că nopțile sunt chiar șmechere, văd, adică mai sard chestii de-astea peste noi, de-astea, mi se pare destul de interesant.
A, deja văd că avem ceva recoltă deja, adică chiar a început bine cu recolta. Dar da, în momentul mai durează cu recolta și cu astea. Să vedem dacă pot să craftez o chestie, pentru că e o chestie care chiar vreau să o craftez. Acum dacă o și găsesc ar fi foarte bine. E chestia care o a villagerii, mă, care e în fel compostor, mă, compostor. Nu știu dacă pot să craftez sau doar se găsește la ei, dar văd că nu pot să craftez momentan, nu pot. Cred că se găsește doar la ei compostorul, mă, frate, sincer acum. Dar nu știu, mai vedem cu compostorul și cu alea, pentru că na. Cream că mai sunt ăștia, că făceam mult dacă mai erau. Bă, acum, pentru că aș vrea să termin episodul pe timp de zi. Deja au crescut alți copaci. Un singur copac a crescut, dar da, bă. Nu încheiem aceea, hai să facem și noi, mai dragim această primă insulă, facem un pic mai mare pentru că parcă ar merge un pic să fie mai mare insula și după aceea închidem episodul ca să fie mai interesant, știi? Păi dacă vi se pare prea scurt, pentru că ideea că acest episod, adică această serie o postez destul de greu, știi? Uite așa, facem un fel de mică extindere să avem insula mai mare, fraților. Ok, deja a rămas fără. Ideea că am nevoie de o insulă mai măricică așa, pentru că deja se cam înghesi tot. Avem ceva gen o extindere pe partea asta. O să facem așa extindere de 3 blocuri ca să fie de ajuns, mă. Bam, 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 bam. Și gata. Avem a doua extindere și mai avem pe partea asta și pe partea aia. Deci cu câte 3 blocuri? Mai atât că mai am aceasta cu acesta. Deci, ia ziceți-mă, cum arată acum insula? Este, o să fie ceva mai mare insula pentru că ar veni mai mult spațiu. Uite, altceva, frate. Dar mai avem așa de făcut. Deci câte 3 bucăți să punem. Noi că așa am zis că extind în fiecare bucată. Asta este mai mult un fel de retuș care trebuie să-l fac oricum. Hai că arată mai ok insula. Dar mai trebuie extinderea asta pe aici. Bam, 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 bam. Și gata, deja ne apropiem de ultimele blocuri. Perfect. Dă-mi-le pe astea care oricum se vor face iarbă verde pentru că sunt cum trebuie puse pe aici. Bam, 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 bam. Și gata. Și lărgirea s-a terminat. Uitați cât de mare este insula. Uite, mă, uite, la fiecare insulă să punem ceva din niște de-astea așa, știi? Două din de-astea așa. Hai că punem un pic mai strategic torțele pentru că mi se pare așa prea ură puse. Așa, câte două de-astea. Mai punem pe colțul insulei, perfect. Mai mult pe colț ca să mai curcăm, știi? Că aici vreau să fac un fel de costceabă pentru că știți că avem nevoie de o casă, pentru că ne-ai nașpa fără casă. Hai o torță aici, una aici, le tăim și pastea. Așa, și cam asta e tot designul acesta. Gata, asta este toată insula. Asta este insula principală care am făcut o mică lărgire. Arată mai ok cu această lărgire. Mamă, nu știu, bă, nu mai pot, mai am continuu răgăitul, nu înțeleg de ce. Bă, asta mai spusă pe episodul acesta pentru că nu știu ce mai am răgăitul, fraților. Ok, dar ne trebuie un pat aici, deci da. Hai să vedem ce mai punem aici, mai avem ceva resturi de pus. Voi să pun pământul aici pentru că nu-l folosesc. Nu avem nimic de resturi, așa. Am mai crescut niște copaci. Da, bă, dați-mi numai ce, mai verificăm aceea și după aceea gata, închidem acest episod pentru că deja e destul de lung. Cred că până episodul viitor o să fie deja gata acele chestii. Dar da, bă, fraților, cam acesta a fost acest episod din Minecraft. Știu că este a doua oară când zic această chestie pentru că... Na, pentru că prima oară am zis că mai fac o extindere ca să mai fie o chestie și tu conte, ceva, știi? Dar da, acum chiar închidem pentru că ideea că deja ajunge atâtea chestii făcute. Am făcut insula grădinii, am făcut și insula aceasta principală pe mai mare, mai flua niște lemn. Am făcut multe oricum, am făcut multe chestii, dar da, bă, hai! Eu am fost Andrei Biș și vă zic acolo toată lumea, pa, pa! Deci, pa, pa!